Salut, dragi prieteni! Acum sunt la București și mă duc la Predeal. Mă duc pentru o excursie. De fapt, ia trenul către Predeal. Și am călătorit noaptea cu trenul de noapte de la Timișoara la București. Am luat o cușetă să mă odihnesc și eu, nu? Ca oamenii. Și acum mă duc, am visat, către Predeal, la Pârâu Rece mai exact. Este o stațiune lângă Predeal acolo. Am fost invitat, adică nu că n-am fost invitat, dar mă duc într-o tabără studențească. Inițial n-am vrut să merg, dar am văzut ulterior că mai erau locuri și m-am decis să mă duc. De ce să pierd această ocazie? Și na, din păcate n-am găsit cu cineva care să merg acolo. O să mă duc singur. E ok, că na, mai poate găsesc acum ceva fete, poate ceva, nu știu. Stau cu cineva de vorbă. Na. Aici e frumos, vreme frumoasă aici, la București am mai fost, la gară. Na. Sper să fie frumos, sper să merite. Da, și ne vedem acolo, la Pârâu Rece. Am plecat în drumeție la o bisericuță și apoi mergem la o cabană numită Cabana Trei Brazi. Da? E a doua zi astăzi și vedem ce întâmplări ne o să avem pe drum. Cam abrupt aici. E și mai nasol drumul. Sunt cam mulți. Hai că să fie fain. Cum ai acum? Să vedem cum coborăm această mini prăpastie, să zic așa. Acum. Să nu pic aici. Să acum, pe telefonul. Și doar începutul. Opa. Uai, ce abrupt e. Nu mai avem așa mult kilometru, dar na. Sperăm să fie mai ușor acum. Într-un final am ajuns. Doamne ajută. Aici este și un lac. Frumos e aici. Da.
Adevărul este că aceasta este o biserică romano-catolică. Nu am știut asta, chiar m-am minunat de acest lucru. Da. Și foarte frumos aici, biserica este destul de simplă, are două, adică ar fi o biserică, are la parter, zicem, o parte de biserică și la subsol are. Și pare ca și când ar fi două biserici. O biserică interesantă, da, și cu aici destul de liniștit, și o casă pentru maicuțe sau pentru surori. Și jos este un lac, o să mergem mai aproape de el imediat și cu grupul care a venit. Așa se întâmplă când nu ai cu ce să mergi la tine acasă, la părâu rece și ești la Prahova, aparent. Într-un final am ajuns la cazare, înapoi. După o zi foarte plină, să zic așa, ne-am plimbat foarte mult, am fost la biserica aia, la cabana Trei Brazi, parcă apoi am coborât în predial să facem cumpărăturile, deoarece nu aveam foarte multe și aici nu este magazin sus, la părâul rece. Suntem cam obosiți. Noroc că adevărul este că ne-a prins ploaia și noroc că ne-a găsit cine, adică am găsit o mașină cu care să ne ducă până aici, la părâul rece. Haideți! Unu! Doi! Nu cred că nu plouă. Na, și acum vreau să vă prezint camera, de aceea am deschis acest videoclip acum. Ok, nu-i prea, să zicem, ordonat ce-i pe aici, dar na, mare parte, deci aici e intrarea, da? Aici intrăm, aici e baia, da? Cu ceea ce zic e ok, nu-i foarte mare, dar nici mică, aici e dușul, e ok, zic eu, părerea mea. Na, aici este un mic hol, aici e dulapul, în caz că eu mi-am pus hainele aici, cine vrea să-și pună. Aici stau cu colegul meu, patul meu e cel din dreapta, da? Na, și avem un televizor, avem un mic gemuleț aici, lumină, ok, zic că e ok. Și aici avem chiar și un mini frigider, unde am găsit, să zicem, am găsit niște băuturi pe aici, bere și vin și sucuri, da? Doar că am mai cumpărat acum și le-am pus înăuntru, ca să, na, că am cumpărat, zicem, salam sau, uite, vedeți aici ce avem, suc, vodka, bere, și atunci acestea trebuie ținute la rece, foarte bine că avem frigider, e foarte bine, na. Și cam asta e cu camera în care stăm noi, foarte faină. Salutare, dragi prieteni! Ne îndreptăm spre Peleș, loc important din România. Corect. Cu o istorie Europa. Mare. Europa, da. Istorie grandioasă. Aici, cărțile de istorie. Am ajuns la Peleș. Problema este că e o podă cam mare. Uitați și voi. Vedeți, de aici până în capătul acela. Nici un parc. Da, n-am mai prins așa podă la Peleș. Adică ultima dată când am fost. Da. Măi, bai că sunt cu colegii mei și stăm de vorbă, nu ne plictisim.